Spuneți-mi care sunt obiectivele proiectului inițiat de dumneavoastră. Sigur, să schimbe vechea lege a dialogului social, care, pe lângă faptul că avea articole contradictorii, nu mai putea face față unui proces de apărare a drepturilor angajaților. În afară de lucru acesta, legea veche nu avea sancțiuni. Ori degeaba interzici să te amesteci în activitatea cuiva dacă nu ai și sancțiune în condițiile în care te amesteci. Nu mai există contracte colective de muncă la nivel de sectoare de activitate, nu mai există reprezentativitate pentru organizațiile de tip federativ, atât sindicale cât și patronale. Deci legea era foarte proastă și era necesar să fie modificată. Este un proiect din punctul nostru de vedere bun, la care au colaborat inclusiv colegi din cadrul federației și alți reprezentanți ai sindicatelor din sectorul privat. Impune în mod just și cât mai rapid o discuție în Parlament și o modificare. Știu că mai sunt niște proiecte apărute prin Parlament, dar din punctul nostru de vedere sunt slabe. Dacă reușim, și asta probabil că mai presupune modificări, dacă reușim să scoatem pe piața muncii o lege care să apere drepturile angajaților și să-i facă pe acesta să respecte punctele de vedere ale angajatorilor, toate introduse într-un contract colectiv de muncă, toate lucrurile sunt foarte clare. Dar din nefericire situația era confuză, nu mai există norme de muncă, angajații sunt puși la muncă peste puterea normală, deci sunt niște studii inclusiv medicale, nu mai există grupe de muncă, nu mai există absolut nimic, ori începutul acesta face să așezăm lucrurile așa cum trebuie ca munca angajatului să fie respectată. Și practic se modifică, să spun, numărul necesar de oameni pentru a forma un sindicat, dacă am înțeles bine? Nu, oferim și posibilitatea. Vedeți, din punctul nostru de vedere și 15 angajați sunt puțin pentru a forma un sindicat. Dar dacă am fi redus numărul în ideea creșterii gradului de sindicalizare, cred că am fi greșit, pentru că în companii unde numărul angajaților ajunge la 200-300, am fi format Marea Adunare Națională a Sindicatelor din Societate. Și atunci ne-am gândit să dăm posibilitatea societăților mici, sub 21 de angajați, sub 15 angajați, care nu pot fi sindicalizați, să creeze un sindicat de ramură la nivelul județului, care să fie afiliat la o federație, de să meargă pe verticala această afiliere, astfel încât să putem oferi drepturi și acelor angajați în număr mai puțin de la micile societăți comerciale.